luna mai a anului 1968, Nicolae Ceaușescu înregistra un mare succes politic al începutului său de carieră ca lider al comuniștilor români. Timp de 5 zile, președintele Franței, legendarul Charles de Gaulle, urma să fie oaspetele României. Această vizită era cea de-a treia vizită a lui Charles de Gaulle într-un stat comunist. În anii precedenți, el mai fusese în Uniunea Sovietică și în Polonia. Dar mai ales era prima vizită pe teritoriul românesc a unui președinte francez în toată istoria relațiilor bilaterale dintre cele două state. De fapt, Charles de Gaulle dorise să vină la București cu un an mai devreme, în luna iunie a anului 1967. Dar războiul israeliano-arab din acel moment a schimbat planurile. Vă propun așadar să vedem câteva dintre detaliile din spatele scenei acestei vizite. Odată ajuns pe pământ românesc, la mijlocul lunii mai 1968, Charles de Gaulle a poposit la București și la Craiova. A fost primit de bucureșteni și de olteni cu un imens entuziasm. Explicația bucuriei era dublă. Pe de o parte, vizita președintelui francez se petrecea într-o perioadă aparent fastă a comunismului românesc. Nivelul de viață creștea constant în România socialistă, iar teroarea din anii 50 părea doar o amintire urâtă. Pe de altă parte, vizita în România a lui de Gaulle avea și un mesaj simbolic. De mai bine de un secol, Bucureștiul se uitase spre Paris ca la un frate mai mare, iar prezența lui de Gaulle alături de Ceaușescu părea a reprezenta reluarea legăturilor politice și culturale tradiționale care fuseseră brusc întrerupte în anii stalinismului. Rămâne de domeniul legendei faptul că odată ajuns în România, Charles de Gaulle a dorit să revadă pe unii dintre foștii săi colegi români de la școala militară din Saint-Cyr. Știm foarte bine că mulți dintre ei trecuseră prin gulagul anilor 50. Pe de altă parte, trebuie spus că Charles de Gaulle avea și alte interese atunci când a venit în România. În primul rând, el vedea Nicolae Ceaușescu un fel de discipol în relațiile dintre marile puteri. Așa cum Franța era un rebel în interiorul alianței NATO, la fel România se profila a fi un rebel în interiorul lumii comuniste. Dând mâna cu Nicolae Ceaușescu, Charles de Gaulle credea că întâlnește un lider asemănător lui. Apoi trebuie spus că la mijlocul anilor 60, atunci când liderii politici români au luat decizia dezvoltării unei industrii autonaționale, ei nu s-au orientat către un model rusesc și nici măcar către un model italian, deși firma Fiat i-a curtat insistent pe români. România s-a orientat către un model francez, anume mașina Renault. Așadar, dincolo de simbolistica politică, vizita în România lui de Gaulle a avut și o clară componentă economică. La câteva luni după această vizită, în luna august a anului 1968, era lansat pe piață primul automobil românesc, Dacia 1100. Iar peste 3 ani apărea și varianta română a mașinii Renault, anume Dacia 1300. Pe cât de bine a fost primit la București, pe atât de contestat era Charles de Gaulle chiar în acele zile la el acasă. Studenții de pe malul stâng al Senei porniseră o adevărată revoluție ce amintea de comuna din Paris de altă dată. Tinerii smulgeau pietre din pavaj și se luptau efectiv cu poliția. Haosul amenința să cucerească lumea universitară pariziană. Confruntat cu această realitate, Charles de Gaulle și-a scurtat cu o zi vizita din România. Drept care el a părăsit Bucureștiul pe data de 18 mai, ducând cu el bucuria multor români de a-l fi văzut. Morala acestei povești este simplă. De la acea vizită au trecut mai bine de 45 de ani. În Franța, astăzi, Charles de Gaulle este un personaj de legendă. Iar în România, Nicolae Ceaușescu se află undeva la granița dintre caricatură și nostalgie. Dar indiferent de această evoluție a fiecăruia, trebuie spus că acel eveniment din mai 1968 rămâne drept unul dintre cele mai importante momente ale relațiilor româno-franceze din istoria noastră contemporană. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.